La conducerea Uniunii Europene trebuie să fie alese persoane care sunt dincolo de orice bănuială, care sunt foarte respectate, asupra cărora nu poate plana nicio îndoială, sau cum se spune la noi, să fie curați ca lacrimă. După ce spre șefia NATO a rămas să se tragă singur de ceafă, ca baronul Münchhausen, neamțul nostru, încă președinte aflat în căutarea unui jilț în care să-și mute posteriorul de la Cotroceni, zgreapță-mă și la ușa Bruselului, unde fotoliile deja s-au tranșat și dat, cerând lacrimi în fruntea Europei. Pe cale de consecință logică și morală, asta presupune că zisele secreții sunt deja în fruntea României. Problema e că la noi lacrimile nu sunt acolo, ci în ochii cetățenilor. Căci pe revoluționarul impostor Ciolacu și pe plagiatorul general Ciucă, cine i-a umplut de respect? I-a împins mai presus de orice îndoială și l-a făcut pe fiecare dintre ei curat ca argintul strecurat. Dacă nici NATO, nici UE, ne mai rămâne totuși o speranță să ne concentrăm cu toții pentru ca domnul Klaus Iohannis să fie numit înalt reprezentant al ONU pe baza celor 1,92 m pe care îi măsoară.